Am lucrat timp de o zi la un adăpost de animale alături de smără și a ieșit nebunie totală. Bagă de acolo. Eu pot să vorbesc cu pisicile, știi, pana? Nu interesează nicio surpriză. Și-am dat... Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva sau, așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame. Dar înainte de asta, fraților, trebuie să cumpărăm mâncare și tot felul de chestii pentru animare, jucării, peduri de alea unde să facă pipirică și căcănescu și tot felul de alte lucruri. Smără, tu să mă ajuți aici, că eu la Hornbach, eu credeam că sunt doar chestii de construcții, sincer. Habar și eu, dar o să descoperim acum. Trebuie să mergem către raionul ăla. Către raionul ăla, care? Păi hai să luăm niște peduri de-astea, nu? Pentru căței. Bine. LED pentru căței. Hai, eu am luat 3, ia și tu 3, 6 pachetele. Perfect. Hrană. Hrană. Tu ești la medicină, smărăt. Ai gândit vreodată să te fi dus pe medicină veterinară? Da, m-am gândit. Chiar și m-am de gândit. Ce nu te-ai dus? Că mi-era prea milă. Și mi-a zis cineva, dacă tu ai vedea un cățel aproape mort pe stradă, ai putea să-l iei în brațe și să-l duci la spital? Și am zis nu. Păi nici eu n-aș putea, sincer. Te ajut? O iubire, stai liniștită. Și asta a fost cu mâncarea pentru căței și acum pentru pisici. Pentru Rosie și Maribu. Pentru cumetrii Rosie și Maribu, comandă specială. Presupun că trebuie să luăm un sac mai mare, nu din astea mici cum luăm noi pentru pisicile noastre. Bun, așa. Am luat și mâncare pentru pisici, jucării trebuie să mai luăm. Da. Briz-brizuri de-astea. Și cu ce le mai jucăm noi cu pisicile? Cu... Le iau un șoarece. Bine, hai. Și pentru căței... Astea. Arată ca un os. Ia să zic eu acum ce arată astea, dar haideți să mergem mai departe, dragi prieteni. Unde m-am lăsat acolo? Să rămână. Avem și noi multe produse pentru câini și pisici. Am dat unde avem noi loc să băgăm atâtea, fraților. Așa, tată. Mamă, au de mâncat câinii ăștia. Stai, să nu le rup. Nu se rupe nimic, smărândița. Stai liniștită. Ia. Mai poți? Da. Mai poți? Da. Mai poți? Da. Nu mai poți. Nu mai pot. Nu mai poți. Hai. Mă numesc Natalia, fac voluntariat la asociație timp de 6 sau 7 ani. Bună, eu sunt Miki, am 24 de ani, sunt voluntară la asociație de 2 ani. În această găleată veți vărsa litierele după ce s-a umplut găleata. Tomberonul albastru de afară e singurul care a mai rămas gol. Ușor, ușor, din cameră în cameră. Da, luăm doar surplusul sau aruncăm tot, litiera? Absolut tot. Tot din litieră. Deci o vărsăm? Da. Ah, ok. Câte pisici și câți câini avem aici, în adăpostul acesta? La adăpostul de pisici, cam în jur de 30 în registru sunt trecuți exact, dar de numărat e greu să-i numeri. Sherry, mai rău mă ia vrăgurile tare când mănânc. Ce-mi plac vrăgurile tare, mă ia masă. Poftă bună, YouTube. Mă simt Cara Neamărin. Eu sunt Neamărin și tu ești Daniela Crudu. Da, mersi. Poftiți pe la noi. Sunt... Așa e frumos să fie greu, nu? Asta ne place și nouă, fraților, să ne chinuim și vrem să ajutăm aceste animale astăzi să le facem curat, să le dăm de mâncare, să le periem, să le... Iubim. Iubim. Ne descurcăm când facem treabă împreună. Ar fi mai ușor acasă. Când ne certăm noi acasă, pe cine curăță litiera? Și aici, ia uite, când e doi, puterea crește. Cum ai primit vestea că o să fii într-un episod la muncă și cum se pare că Shelly te-a ales pentru un astfel de episod? Păi să știi că eu de mult timp îmi doream să ajung și eu să particip la muncă și m-a sunat săptămâna trecută și mi-a zis: hei, în sfârșit o să participi, o să mergem la un adăpost de animale. Și am fost foarte fericită. Hai, mai avem una. Ușor, să nu vărsăm. Bun, am curățat litierele. Și acum hai să punem nisip. Apropo, domnii cameramani, când mai gorești o gărată aia, vreau și o cameră pe mine ca să se vadă că muncesc. Pare să zic că lumea doar smără muncește. Ne descurcăm, nu e greu, exact ca acasă. Shelly? Da? Hai! Acum, iubirea mea. Puteam să fac asta și singură, dar suntem la muncă împreună.
Nu, ideea cu seria asta, iubire, e că eu sunt prezentatorul. Nu. Și am un invitat. Dă-te mai în spate un pic cu fărașul. Și invitatul trebuie să muncească. A, și tu ce faci? Prezint viața lui? Eu prezint, uite, acum, spre exemplu... Nu cred, eu n-am văzut. Tu vrei episodul ăsta cu mine să fie ceva așa da, special. Da. Pentru că ești o fată foarte specială. Pentru puțini oameni care au deschis televizoarele mai târziu, ați vrea să spuneți ce animăluțe aveți voi acasă? Am adoptat două pisicuțe pe nume Rosie și Maribu, care Azi. Sunt viețile noastre. Dar nu le-am adoptat de la vreun adăpost de animale. Le-am adoptat de la o prietenă care avea o pisică care a făcut foarte mulți pui. Pe care să luăm? Pe băiat sau pe fată? Și el i-a zis, cum adică, îi luăm pe amândoi? Și eu când am auzit, eram, Doamne, nu, doi pisici, eu o să am grijă de ei. Dar n-a fost așa. Facem jumii-juma. Bine. Tu nu știi să speli pe jos oricum. Cum să nu știu să spăr pe jos? Dar ce știu să spăr pe sus sau ce? Am avea un invitat în acest episod de Exploit, de Five Gang, uitați. Ce mai faci, mă, Exploit? Ce mai zici, mă, frate? Eu pot să vorbesc cu pisicile, știi, pană? Pot să vorbesc cu ele, ele fac miau, miau și fac și eu miau, miau. Ți-am zis că mă înțeleg cu ele? Am cam terminat și mă duc să văd ce face Shelly. Dacă el se descurcă mai bine. Dar eu mă îndoiesc, da. Hai să vedem. Cine a comandat niște hrană umedă? Ah, dumneavoastră aici. Să-mi spuneți nota, vă rog, cash sau card. Dacă, na. Și cât lăsați tips? Că acum trebuie să încercuiți pe bun cu noua rege. Ce mai avem de făcut? Pune tu mâncarea umedă, eu duritierul. Unde e mâncarea umedă? Mâncarea umedă, uite acolo. Băi, sincer, sunt tratate corespunzător pisicile aici. Băi, da, nu vă mai grăbiți așa, că trebuie să ajungă pentru toate surorile voastre. Acum că am curățat ritiere, spălat podere, le-am dat și de mâncare, era momentul să le băgăm în cuști, să reducem la expoziție. Da, ați auzit bine, expoziție. Un târg de adopții, de fapt, unde sperăm să fie adoptate cât mai multe. Dar am făcut asta nu înainte de a chema întăriri. La Hornbach Berceni, o să mă găsiți într-o oră pe mine și pe Smără, este o expoziție de adoptat animăluțe de companie, fără stăpân. Vă așteptăm acolo. Și vă așteptăm acolo. Poate vă alegeți și voi un animăluț drăguț. Ar fi drăguț. Am ajuns la Hornbach, unde este această expoziție și acum vom descărca animăluțele în cărucioare ca să reducem la expozițion. E pentru prima dată când aud de așa ceva. Bun, țin eu să căruciorul și tu căruciorul, da. Pui căței. Puteți să mă mirosiți, dar să mă mușcați atât. Dacă vă, da, dacă aveți plăcerea. Așa, ia uite ce bine stați. Stați ca banca, stați aici. Gata? Da. Plec bun, cu ei. Cred că e suficient. Asta îmi doresc cel mai mult și asta m-ar face, vă zic sincer, cel mai fericit astăzi, fraților. Dacă putem să găsim câțiva stăpâni pentru acești frumoși. Și mă ce abordare vei folosi ca să convingi oamenii să adopte? Trebuie să mă gândesc la asta, pentru că mi se pare că lumea e dificilă când vine vorba de adoptatul animalelor. Frumusețea mea mică. Ia uitați-o, mă. Gata, măi, gata, acum vă găsim stăpân. Nu vă speriați. E în regulă. O să vă las aici puțin. Uite, vine și fratele vostru. Ai idee pe aici, e? Montăm acum măsuța asta, fraților, unde o să facem formularele cu oameni, să... cum se face iubirea, așa? Păi tu trebuie să te pricepi. Păi de ce trebuie să mă pricep eu? Păi e treabă de bărbați. E treabă de bărbați, a? Da. Gata? Perfect. Da mie. La față de masă am onoarea să... Da, exact. Oh, e un scandal aici. Să ne liniștim, vă rog. Liniștiți-vă un pic. Nu rezolvați nimic dacă țipați... Nu? Stați! Ce-ați făcut? Păi, am zis că întâi repunem și după aia punem capul acolo. Da, nu așa? Trebuie să fie exact pe margine. Nu. Să fie băgată. Pisicile le veți lua ușor de ceafă, să nu fugă. Ele sunt cu minți toate, da. Nu vă mușcă. Cu pisicile știm, la câini ne descurcă mai greu. Ușor. Frumusețea mea mică. Vino încoace. Frumusețea mea, uitați-vă un pic la frumusețea asta mică. Deci dacă nu o adoptați pe asta mică, Mona. O să o adoptăm noi. Mona, trebuie să o adoptați, obligatoriu. Uitați-vă, nu mai adoptăm noi, că nu mai avem loc. Noi ne-am dorit, dar nu mai avem loc. Hai că mai vorbim despre asta. Poate mai adoptăm. Și acum cu câinii cum facem? Îl țin în lesă. În lesă? În lesă? E deja pusă lesa, nu? Da? Trebuie doar să cineva să-l țină permanent. Eu. Ușor. Așa. Avem setup-ul făcut aici, trec o grămadă de curioși. Haideți să vă fac așa o mică prezentare. Ea este Mona, această frumoasă. Are doar 6 luni. Iubește somonul finlandez și este zodia Capricorn. Acesta este Papi. Stă cu spatele pentru că nu vrea să fie descoperit, pentru că are un trecut infracționar. La doar un an a jucat în serialul Cranul și este și bun prieten cu Codin Maticiuc. Și aici o avem pe Crăciunița, în vârstă de 4 ani, care este foarte timidă, se ferește de cameră și apare nu suportă craiovenii. Dar eu o să fac un efort să vă arăt totuși. Și dragi prieteni, ea este
Crăciunița. Iar acest scumpete este Arbu, în vârstă de 2 ani, care din acești 2 ani un an a dormit, după cum puteți să vedeți. Îți place Arbu? Uite, se uită la Crăciunița! Cu motă, e mai grasă decât motă. Ea, Elia, are 6 luni, e foarte blândă și toaleta ei preferată e roata de la Dacia Sandero. Și el e shiny și e inamicul șervețelelor și al acelui os pe care nu l-am mai scăpat de când am ajuns aici. Eu vă spun sincer și asta o să vreau să retransmit și domnilor care vor trece pe aici și doamnelor, băi, mie chiar mi-a schimbat viața. Deci de când am adoptat două pisici, viața mea chiar s-a schimbat în bine. Adică eu când ajung acasă, am un motiv în plus de fericire de fiecare dată și nu mă așteptam să găsesc atâta bucurie într-un animal de companie. Însă de fiecare dată când vin acasă, mă bucur să le văd, ele se bucură că mă văd pe mine și chiar e foarte drăguț. Să rămână, dacă doriți să faceți o donație pentru adăposturi de animale sau să adoptați un sufletel, puteți să o faceți aici sau acolo, mai sunt câteva animăluțe care, la fel ca acestea, își caută stăpân. Sin. Vă doriți să adoptați? Nu, am 6 pisici. Grijă. Lasă-i să latre, pe tine nu trebuie să te intereseze părerea haterilor, Arbu. Tu trebuie să-ți vezi de drumul tău, câinii latră, Arbu merge. Ați avut alte animale în copilărie? Eu am avut 2 papagari, peruși, kiwi și norișor. Și am învățat o lecție foarte importantă în copilărie, că 2 papagari masculi nu o să se înțeleagă niciodată. N-am avut, din păcate, dar îmi doream foarte mult. Și n-am primit mulți ani și după am renunțat. Mai bine, așa e în viață. Încerci, după aia renunți. Arbu, șeful meu, vrei să ne primăm un pic? Că văd că ești energic. Hai, Arbure, la plimbare, tată. Să-ți faci și tu nevoile, să mai respiri și tu niște aer curat. Cum deresezi un câine? Adică e... Arbu, fii atent. Șezi, Arbu. Șezi, jos. Jos, Arbu, jos. Ea este Kiri, vreau să vă prezint. Este foarte blândă și iubitoare, are 2 ani, e zodia fecioară și ascultă și Teoros. El e Bubex, are 4 ani, deci e mai mare. Dar nu prea îi place cum arată trendingul din România, ar vrea așa ceva mai wow, mai altceva. Trebuie să șezi, Arbu. Șezi. Jos. Șezi. Șezi. Arbu, uite așa trebuie să te pui, să șezi. Ai înțeles? Șezi. Șezi. Avem aici 3 căței, Lia, Oliver și Shiny, și toți au aproximativ 6 luni. Sunt deparazitați? Da, da, au testele făcute la zi. Ce-ți copii? Cum o cheamă pe ea? Lia. Lia? Da. Lia merge cu luna? Lia, ce ziceți, găsim o căsuță? Te duci cu copiii acasă? Pare că Zmără are mult mai mult succes. Uitați-vă un pic ce era Zmără acolo. Ce părere aveți, copii? Da, vrea? Luma vrea să pe Lia? Gata, am dat spre adopție un cățel. Am dat-o pe Lia. Doamnă, vreau să vă felicit. Sunteți prima persoană care adoptă astăzi un suflet. Vreau să vă felicit. Vă felicit și pe voi, copilași. Și să vă bucurați și să vă purtați frumos întotdeauna cu animăruțele. Mulțumim, zi bună! Pa! Ce mai poți să faci pe lângă dacă nu poți să adopți, dar ai vrea să ajuți? Oamenii pot adopta animale virtual, ceea ce înseamnă oarecum să plătească pentru ei lunar o anumită sumă modică pentru întreținerea lor. Între timp, dacă vrei să ajutați, nu trebuie să donați neapărat bani. Poate că ziceți, domnule, nu vreau să donez bani, că cine știe ce se întâmplă cu banii. Ei bine, puteți să veniți aici, dacă se țin în Hornbach, în Berceni, veniți aici și donați direct produse alimentare pentru animale, mâncare de pisicuțe, de câini și mâncarea asta merge direct către adăpostul pe care vi l-am arătat mai devreme, la fel cum și noi de altfel am cumpărat de dimineață. Bună ziua! Vă doriți să adoptați un animăluț, o pisicuță? Are și fata unul tot luat pe stradă, la mama l-am deparazitat. Foarte bine! Vaccinul tot, ne e milă într-adevăr. Mulțumim, la revedere! Să rămână! Da, 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 puteți să adoptați o pisicuță, chiar și un cățeluș. El e Papi, are 1 an de zile, este foarte ascultător. Pe Mona, care are doar 6 luni, e foarte micuță și puteți să o luați acasă dacă doriți. Vreți să adoptați? Mai una aveți, vrem mai îngăiem, sunt mai multe pe să aleg. Avem acestea 3 și mai avem în partea aceea câteva pisicuțe. Îl cheamă Bubex, e foarte blând, foarte iubitor. Așa era și al meu, cum mă vedea, stătea ca un cățel de ușă. Eu cred că Bubex a atașat de dumneavoastră și cred că și dumneavoastră de un pic. Îl vrei pe Papi? Da. Uite cum face pisica. Face miau pisica, miau. Știi ce înseamnă? Înseamnă vreau să mă ia acasă. Hai, uite, am pus o donație aici, hai să vedem. Mulțumim mult! Da, pe pisica. Data viitoare. Hai, Doamne, deci
chimia asta între copii și animale e altceva, jur. Pe ea am adoptat-o eu. De 4 ani am adoptat-o și... În primul rând sunt 5. Sunt 4 ani jumate. Gata, lasă-mă, cam treabă. Nu, fii atentă. Eu cred că trebuie să spunem bună ziua. Dacă spunem bună ziua, fii atentă. O să meargă, o să vezi. Bună ziua! Bună ziua! Dacă doriți să adoptați un sufletel, un animăruț... Avem aici 3 pisicuțe și încă 2 dincolo. Și un cățel mare, alb și frumos, îl cheamă Albu. Care vă face cu ochiul, puteți să ne spuneți și facem pe rog formularul și... Da. Sigur, cum să nu, sigur. Hai să vă ajut eu. Ca să puteți faceți adopția, trebuie să ne priniți așa câteva condiții la modul general. În primul rând, mi-ați spus deja că stați la apartament, asta e bine. Pentru noi cel mai important e să știm că dăm animăruțul către un loc unde o să fie iubit și o să aibă parte de toată grija și nu o să fie pus în pericol, atâta tot. Cum se poate proceda? Bun, păi dacă vreți să-l adoptați pe papi, o să rog o colegă să vină să vă ajute cu toate formularele și puteți să-l luați în câteva zile și să vă bucurați de el. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! A doua adopție, băieți, avem a doua adopție pe ziua de astăzi, ne bucurăm tare, tare mult! Și noi acum vom merge către adăpostul de câini de la Grina, pentru că trebuie să ajungem și acolo astăzi, să vedem ce e de făcut și cum putem ajuta și acolo. Hop, hop, hop! O să auziți foarte mult rătrat de genul ăsta pe videoclip în continuare, pentru că mergem la Grina! Am ajuns aici unde se pare că este un meeting al haterilor mei, după cum puteți să-i auziți, ratră foarte tare. Glumesc. Suntem la adăposturi de câini de la Grina. Am fost la adăposturi de pisici și câini din Berceni. Asta e exclusiv pentru câini. Doar pentru căței. Aici avem în jur de 200 de căței. 200 de căței. Acești căței își caută un stăpân. De asta ratră, că vor, vrem stăpân, vrem stăpân. Asta se întâmplă. Cine-i fată cu minte? Cine e? Ia, uite, deja s-a așezat. Poți să te mângâi și eu? Oh. Mai întâi veți face cunoștință cu căței, vă voi face turul adăpostului, iar apoi ne putem apuca de treabă. Perfect. De aici vom umple gălețile cu apă și le vom pune în gălețile și castroanele cățeilor. Acest lucru se face prin țarc, toate castroanele sunt la marginea gardului, astfel voi nu va trebui să intrați. Ah, ok. Așa că să nu vă faceți griji. Mamă, uitați-vă la frățiori ăștia mici. Ăștia sunt cei mai mici, cred că din tot, da, ai mai mici de atâta? Sunt frățiori cu cei de la Hornbach. A, sunt frații lor? Da! Da, sunt frățiorii lor. Acum repunem apă la cățeluș și o să încep eu cu prima găretușă, frumos, bam, și am dat... Oho! Stați așa că nu mă așteptam la presiunea asta. Asta o iau eu. Te descurci? Vezi că nu e ușoară. Păi știu, de asta am zis că iau asta, că aia neagră e mai... O ții sau? Da, o țin. Bravo! Mama mea, stați așa că astea-s grele, băieți. A plecat fratii vostru. Mereu când ridicați ceva greutate, spatele drept, da? Spatele drept, ridicăm din picioare. Uite, hai să vedem. Le punem lor. Și cum le punem? Uite așa. Ah, ok. Ia veniți aici, măi căței. Ia veniți și voi aici, căței, să beți și voi niște apă. Bă, dar ce vă mai place să rătrați, bă, sunteți nevorbiți, bă. Nevorbiți sunteți. Și nu uitați, fraților, de cursul meu, Academia de Dogging, pentru toți posesorii de câini, avem un curs pentru așa ceva. Am dat și pe lângă, dar am și umplut-o. Păi, discutam cu doamna asta care e fondatoarea asociației astea de protecție animalilor. Discutam cu ea de problema asta de câini vagabonzi pe străzi, că avem foarte mulți câini fără stăpân. Se mai întâmplă incidente de astea, cum a fost incidentul din Racul Mori și au mai fost și altele când au omorât oameni. Și zicea doamna că principala problemă care în momentul ăsta nu e adresată de autorități este faptul că nu există o prevenție a faptelor oamenilor care aruncă câinii pe stradă. Și anume, dacă își iau niște câini pe care nu îi sterilizează, cățeaua aia face 5 pui într-un an, omoră ea, aruncă puii aia pe stradă, care mai departe se mulțesc și ajung astfel o grămadă de câini fără stăpân. Ar trebui cumva mai mult mizat pe zona asta, pentru că de acolo pleacă rău, ai sursa problemei cumva. Anyways, nu sunt un expert în domeniu, dar mi s-a părut o chestie interesantă că cumva se știe care e problema, dar nu se face ceva în sensul ăsta. Acestea fiind spuse, haide să mai dăm și de băut la aceste vietăți. Dragii mei, voi aveți acolo. Uite, aici mai merge o tură. Măi, căței, măi! Și acum că i-am dat apică, o să redăm și niște mâncărică. Niște recompense frumoase. Frumușerul meu! Vrei? Zi-mă, vrei sau nu vrei? Ia uite ce bună e, vezi? Bravo, bravo! Ia, 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 ia! Nu-ți place? Nu vă e foame, mă? Ia, ia! Bravo, bravo! I-ai dat lui? Nu, nu i-am dat, dă-le tu! Îți dau, mă, frumosile! Îți dau! Vă dau la
toți, da? Hai, frumos, încet, îți dau și ție, îți dau și ție, hai. Cum s-au descurcat Shelly și Smără în interacțiunea cu animalele? Cu pisicile, bine. Se vede că au și ei animale acasă și ar fi bine să rămână la pisici. Uite-i pe ăștia mici, mă, mă. Voi nici n-aveți dințișori, mă. Bă, ce rătrați voi? Ia uite! Bă, uite cât de bucuroși sunt! Hai, ia, ia! Măi, frumoșilor! Măi, frumoșilor! Hai, hai să te mângâi! Mai frumoși, cățeluși! Nu interesează nicio surpriză! Sunt bucuroși că au vizite! Un mesaj pentru cei care vor să adopte? Dacă iei un animal, îți schimbă complet viața. Te face mai responsabil. Te face oarecum, este similar cu un copil. Te face să îți dai seama dacă ai putea fi cât de cât responsabil. Este o vorbă, mai întâi crești o plantă, apoi un animal, apoi un copil. Bravo! Cine-i băia bun? Cine-i băia bun? Ia uite cum stă, uite cum îi bate inima. Ia. Pune-i mâna aici pe inimă. Vai, cât de drăguț, nu pot să cred! Cum vi s-a părut ziua de azi? Cum au fost animalele? Ne-a umplut inimile de fericire și ne bucurăm tare mult că putem da acest testimonial chiar aici, înconjurați de două inimi care se bucură foarte mult că suntem aici. Dacă vreți să faceți voluntariat pentru Asociația Robi, puteți să-i contactați, am lăsat link-uri în descriere. Dacă vreți să donați, aveți în descriere conturi bancare ale asociației. Toți banii merg către protecția animalelor și către aceste două adăposturi de animale pe care vi le-am arătat astăzi. Și de asemenea, dacă v-a plăcut vreun animalus de astăzi și vreți să-l adoptați, de asemenea puteți contacta această asociație superbă și puteți să intrați în legătură cu ei pentru o adopție. Fraților, ăsta a fost și episodul nostru. Îi mulțumesc foarte mult lui Smără pentru participare. Nu uitați să vă comportați superb cu animalele și dacă vreți un animal de companie și nu aveți unul, cel mai bine este să adoptați și nu să cumpărați. Noi vă mulțumim și ca întotdeauna. Dar doar acest episod i-a profumat, vă ajută să dați un mare butonul de like, să-i dați un share pe story, pe că mă ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Academia de Vlogging doar pe Sherry.ro. Eu m-am dus. Pa!